Satul Podiș face parte din comuna Ileanda, județul Sălaj. Așezarea este situată în terase, pe malul stâng al Someșului, la 40 km față de orașul Dej, 40 de km față de orașul Jibou și 50 km față de Baia Mare. Se mărginește la est cu râul Someș, făcând o lungă de 6-700 metri lățime până la terasa de jos a satului. La vest se mărginește cu otarul satului și pădurile ce încadrează malul stâng al Someșului pe o distanță considerabilă. Înspre nord-vest și nord, Podișul are în vecinătate satul Negren și satul Rovna, iar la sud, satul Buzaș, aparținător comunei rusă. Nu avem date cu privire la evoluția satului, dar zona a fost populată din cele mai vechi timpuri, de către daci, peste care au venit romani, și apoi s-au perindat fel de fel de popoare migratoare. Baza populației erau români, care munceau pământul în calitate de iopaci și jeleri. În perimetrul construibil al satului se găsesc urme ale trecerii populațiilor de romani. O dovadă în acest sens o constituie urmele unui drum roman descoperit de cercetători care a existat pe teritoriul ilendean. Podișul, la oaltă cu satele de pe malul stâng al Someșului, aparțineau ca moșii a cetății Almașului. Istoricul satului Podiș se înscrie în istoria seculară a Ardealului și a luptelor duse de poporul român pentru libertate și neatârnare. Podișenii au cu ce se mândri, cu zestrea lor funciară, precum lunca Someșului, hotarul satului dinspre vest, structurat în parcele cu denumiri toponimice, care și el însuflețe starea de spirit a locuitorilor, având denumiri ca Centălan, Lat, Mal, Larăchită, Întrepăraie, Dâmb, Dâmbuț, Mol, Valea Secarului, Poderei, Inace, etc., precum și păduri ca pe față Valea Cuptoarelor, Valea Varului, Behorneți și altele. Satul nostru, în decursul istoriei, s-a bătut de mai multe ori răul și durerea. Dar din asta, oamenii au învățat să fie tari, să fie eroi, bravi, valoroși. Și pentru toate acestea prin care au trecut, au mulțumit lui Dumnezeu cu sinceritate pentru grija lui în a învăța și apăra. Cele două biserici, una ortodoxă și alta catolică, stau drept mărturie a credincioșiei sătenilor din Podiș.
Biserica Ortodoxă poartă hramul Sfinților Arhangeli Mihail și Gavril. A fost edificată după spusele celor vârstnici, acum aproape trei veacuri, prin contribuția benevolă a credincioșilor. Nu se cunoaște numele constructorilor, dar se pare că aceștia au fost maramureșeni, dacă ne referim la stilul de construcție autentic acestui ținut. Biserica este din lemn de stejar cioplit, pe fundație de piatră. Îmbinarea lemnului este în coadă de rândunică. Acoperișul este din șindrilă, înalt și țuguiat. Ca aproape toate bisericile vechi, nu este tencuită, iar iconostasul are numai două uși. În anul 2005, acoperișul deteriorat a fost refăcut, păstrându-se aceeași linie caracteristică bisericilor maramureșene. Târnosirea a avut loc după un an, în 2006. Așezată în mijlocul satului, biserica este mică, dacă ne referim la încăpere, însă primitoare și bine îngrijită. Astăzi aici se oficiază slujbele de duminică, slujbele de botez, căsătorie și înmormântare, dar și cele din marile praznice de peste an. Biserica greco-catolică este situată la câțiva pași de cea ortodoxă, însă este o construcție modernă și nouă. Sfințirea s-a petrecut în anul 2002. Pe lângă soborul de preoți, la slujba de sfințire, au fost prezenți atât credincioșii din sat, cât și din localitățile învecinate. Uhramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită pentru credincioșii greco-catolici din sat, dornici să aibă propriul lăcaș de cult în anii democrației. Ne-a fost foarte greu. A trebuit să trecem somesul la Elanda. Să ne-am construit aici o bisericuță frumoasă cu ajutorul lui Dumnezeu și a părintelui. Și cu ajutorul credincioșilor din sat. Le mulțumim la toți care ne-au dat ajutor. Thank you.
este gerul bobotezei. După spusele bătrânilor, e ziua când îngheață toate apele. Pe făjite, liniștea încremenită de fric este spartă de ritualul sărbătorii. În casa de peste Păriu, preotul ortodox aduce botezul Domnului. Casa este sfințită și stropită cu aghiaz. Și lumea e luminat, mărire ție. Anul fericit la mulți ani. Binecuvântarea preotului trebuie să ajungă în toate casele credincioșilor ortodoxi până la apus. Sfințește casa să fie sfințită de obicei, de bobotează. În casa familiei Pop se fac ultimele aranjamente înaintea sosirii preotului. Asta e sticla cu apa sfințită. Uitați-vă cât e curată și e. Parcă de acum chiar. Și are un an. Un an. Și cum poate fi folosită? Doar băută sau și... Și băută și stropit în casă când ai ceva probleme. E foarte, foarte bună. E un medicament. Și e același gust. E bosioc și e... E important. Mărire ție, anou fericit! Anou fericit! Anou fericit, sănătate, Doamne, ajută-vă! Doamne, sănătate! Ziua de bobotează e foarte importantă, că e prima sărbătoare după anul nou. Și ca să ne margă lucrurile bine peste an, trebuie să primim părintele cu rugăciuni în casa noastră și... Să ne margă bine și să ne ajute Dumnezeu să ieșim din toate greutățile, să dea Dumnezeu pace și liniște în țară. E emoție în fiecare familie când intră părintele cu cruce? Foarte mare emoție și îi așteptat cu drag. După slujba de sfințire a casei, casierul preotului adună cu această ocazie și cota bănească anuală, plătită de fiecare creștin. Casa curată, cu banii pentru cruce pe masă, plătim contribuția, plătim pomeniri pentru vii, pentru morți, pentru toată lumea cine trebuie. Este un obicei care îl păstrează biserica din moș strămoș, pentru că ne amintim de botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care în curând se apropie. Și atunci facem sfințirea cea mare apei, o sfințire de diferită față de sfințirea mică, datorită rugăciunilor mai ample care se rostesc atunci. Și această tradiție este săvârșită în fiecare an. Împodiși ambele religii sunt respectate de către săteni. Preotul greco-catolic continuă sfințirea caselor după cel ortodox. Slujba de sfințire a caselor protejează de necazuri comunitatea. Pășirea cu dreptul un nou an se face cu rugăciune și speranță de veacuri întregi în podi. Ei stau în mijlocul nostru. La mulți ani cu bucurie. Mergem dincolo la bucătăria, da? Să vă dea Dumnezeu și să vă dea Dumnezeu. Și un an nou cu bucurie. Cu sănătate, ca asta ne trebuie. După rânduială,
Este începutul creștinesc al fiecărui an calendaristic. Haideți, domnule, haideți! Hai! Hristos în mijlocul nostru. Hristos în mijlocul nostru. Importanța este pe măsură. De acest lucru depinde bunul mers al familiei. Îl primim pe Dumnezeu în suflet și pe Maica Sfântă. Altfel cum ar fi dacă nu l-am primit? Și pe nicării nu suntem. Fără de Tatăl Celeș și Măicuța Sfântă nu-i mică. Cu rugăciuni, da? Și cu părintele să fie, să sfințească, să ne dea binecuvântarea Dumnezeului. Și asta e toată socoteala. Deci noi ca și preoți avem datoria și obligația de a ajunge, nu numai cu sfințirea caselor, la credincioșii încredințați nouă, ci și cu alte ocazii, dar una dintre vizite este acela de a sfinți casele. Este important pentru că apa pe care noi o ducem pentru sfințirea caselor este o apă sfințită, este binecuvântată și odată ce ajungem să sfințim cu ea, în familiile noastre sau în casele noastre avem multe lucruri care nu sunt la locul lor, chiar lucruri neplăcute, fapte neplăcute, pot să fie farmece, vraciuri când ajungem la familii, deci la case, și sfințim casele, eu cred că are un efect mare. Botezul în sine, de fapt, este o purificare, este o curățire. Să alungă tăcheralele de până casă. Boboteaza este sărbătoarea de iarnă care încheie șirul sărbătorilor religioase mari din acest anotimp. Pomul de Crăciun va rămâne fără podoabe după data de 6 ianuarie. Și viața omului de zăpadă se apropie încet de sfârșit. Soarele se înalță pe cer tot mai sus. Pe Valea Săcarului, la intrarea în sat dinspre Rogna, mâțișoarele anunță venirea primăverii. Natura se întoarce la viață. Râturile înverzesc, iar pe câmp apar primele flori de primăvară. Mugurii corcodușului sunt primii care dau drumul florilor. Începe forfota prin grădini. Primele lucrări de primăvară sunt curățitul pomilor, iar apoi împrăștirea gunoiului pe mălăi. Așa sunt numite locurile în care se va semăna mălaiul. Viața oamenilor a fost și rămâne una religioasă. Credința creștină le modelează traiul în fiecare zi. Este postul Paștilor. În cimitirul satului este forfătă mare în fiecare primăvară. Toate gândurile se îndreaptă către eternitate. Sâmbăta dinaintea Paștilor este ziua celor dragi trecuți dincolo. În sâmbăta morților este momentul din an când cei în viață se adună pentru reculegere la mormintele morților din familie. Pentru asta, mulți dintre ei străbat sute de kilometri. Sunt plecați,
pe toate meridianele, că sunt plecat pe toate meridianele din acest sat. De fiecare dată, cu sentimentul că suntem orfani părinți și nu avem ce face. E o datorie creștinească, e o datorie de copii față de părinți, care ne-au crescut, ne-au educat, ne-au format ca oameni. Și dragostea de pământul consătean, mai cu seamă de neamuri, de cei care... De copilărie, mă întâlnesc cu oameni care am copilărit, e mii ceva de capul nostru acolo, desculți umblând. Unul din momentele în care se adună toți din toate părțile, de unde ar fi, vin și se poate vedea și astăzi, chiar dacă vremea este mai rece și nu sunt cele mai bune condiții, dar lumea încearcă oriunde, de unde ar fi din țară, poate și din străinătate, unde să vină și să... De la ce distanță vine? De la Cluj. E ceva extraordinar, nici ordinul lui Ceaușescu, cred că nu ne-ar aduna și nu ne-o adună niciodată, ca și ceremonialul ăsta implementat înainte de război. Din anul 1980, prezența este obligatorie, vin cu plăcere, aici încarc bateriile, vin de 2-3 ori pe an, dar obligatoriu de florii, vin să respect părinții, să le dau cinstea și onorul, pentru că am ajuns ceea ce sunt datorită lor, mă bucur. Îmi face plăcere, vin cu plăcere să mă întâlnesc cu foștii prieteni. Revin în satul natal, din toate colțurile țării sau ale lumii. Deși este vorba de moarte, atmosfera este una veselă. Toți știu că cei plecați în morminte vor învia la a doua venire a Mântuitorului. Pentru sufletele lor sunt rostite rugăciuni, iar la sfârșitul slujbei copiii se înghesuie buruc. Ofranda pentru sufletele morților este generoasă. Dulciurile se împart cu sutele. Nădejdea învierii celor dragi așează liniște în viața oamenilor. Peste o săptămână, toți, cu mic, cu mare, vor sărbători cel mai important praznic al creștinătății, învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Până la sărbătoarea Marelui Praznic, femeile fac în casă o curățenie generală, iar apoi se apucă de gătit. Mielul, aperitivele reci, desertul și ouăle roșii sunt de nelipsit. În familia Chifor, pregătirile sunt pe ultima sută de metri. De această dată, numărul porților din meniul de sărbătoare va fi dublu. Sosesc și rudele din străinătate. Capul familiei degustă vinul de casă pregătit pentru musafiri. Adriana și Mircea sunt născuți în sat, s-au căsătorit și au hotărât să rămână tot aici. Ei cred că dacă și alți tineri ar fi gândit ca și ei, satul ar fi mai populat. De altfel, pentru cei doi, nu e complicat deloc să trăiască la țară în confortul de la oraș. Dacă știi că e greu la oraș, să mute la țară, să lucre pământul ca pe vremuri, să fie iepete, să lucre și tineretul.
Eu nu prea mănânc cumpărat, îți spun greu. Eu cât trăiesc, asta vreau. Să-mi pun eu. Cât trăiesc și pot să muncesc. Nu, nu-mi place la oraș. Este aici, e și acum că sunt numai bătrâni și pustiu. E liniște, preferă eu. Cu munca de zi cu zi reușesc să-și asigure tot necesarul pentru consum. Ar fi mai comod să cumpere totul de gata, însă alimentele din magazin nu se pot compara cu cele din gospodărie. Afacerea în acest caz e una profitabilă din toate punctele de vedere. Pe lângă liniștea de la sat, o alimentație ecologică merită tot efortul. E miezul nopții la biserica greco-catolică din sat. Credincioșii se adună pentru a lua lumina învierii. Veniți de luați lumină, veniți de luați lumină, veniți de luați lumină, lumina lui Hristos luminează tuturor. Hristos a înviat din morți. Chiar dacă este mai nou construită, iar credincioșii cultului catolic sunt mai puțini, biserica este plină ochi. Aici, în această noapte, barierele de cul dispar, iar oamenii sărbătoresc împreună învierea Mântuitorului. Toți vor lua lumina de două ori. Prima este cea din lumânarea preotului greco-catolic. După nici două ceasuri este rândul clopoțelui din biserica de lemn să anunțe a doua slujbă de înviere. Și cum e să mergi la ambele învieri? Bine. Mai a doua înviere pentru dumneavoastră. Da. Nu era de ajuns una sau... Da, păi, dacă două biserici avem în sat, trebuie să le onorăm pe amândouă, nu? Comuniunea sătenilor în aceste momente este mai mult decât un exemplu de înțelepciune. În Podiș, diferențele de cult există în foarte puține cazuri. Localnicii pot da tuturor o lecție mai mult de credință și mai puțin de religie. Mai mult, în ambele biserici slujește același clopotar. Biserica greco-catolică, ce sunteți? Poet și clopotar. Și după învierea de acolo, acum ați venit și la frații ortodoxi. Da, aici, sigur. E vreo diferență? E vreo diferență între ortodoxi și catolici aici? Puțin, puțin, puțin. Cât ca Spiritul Sfânt, acolo nu e nimic diferență. Toți au înțeles că există un singur Dumnezeu.
În ziua de Paști, la Biserica Veche, ortodoxii sărbătoresc pe lângă mare praznic al Paștelui și începutul unei vieți creștinești. Mezinul familiei Penea va fi botezat. Vieții tale și împreună cu turma moștenirii tale aceasta și să nu te întorci nici să te ascunzi în el, nici să-l întâmpini pe el, nici să lucrezi împotriva lui, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la miază. Hai, picioare în apă, bravo! Mă simțe de o parte și îl țin și altă parte. Da. Se botează robului Dumnezeu Dragoș Nicolas Cristian, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa, începe. Slujba religioasă a botezului va sfârși de această dată cu ciocnirea ouălor roșii. Asta spuneți, Hristos a înviat. Tot a înviat, da? Hai, Mira, hai și trupe niște cu ei. Hai, mă, hai, da. Uite, aici. Hai, dă-i, dă-i drumul, dă-i la Dendemar, hai, dă-i. Hristos a înviat, Luca. Hristos a înviat. Hop. Nu nimica, altul. Hai, tine-te, tine-te, Luca. Hristos a înviat. De vrat a înviat. Așa. No, mă, hai. Hristos a înviat. Hai, luați ouă, nasule. Ia și ia, ciocănii astea cu copiii. Cine? Nu. Nu. Ia mai ciocănii astea. Stai, stai, dau eu cu el, ca să vezi cum se spargă am eu. Ia. Așa, uite. Eu știu că se spargă, că l-am spart pe ăsta capăt. Ia, da, să vedem. Hai, măi, da, Bret are el. În cele trei zile de sărbătoare, oamenii se odihnesc, pentru ca mai apoi să înceapă muncile de primăvară ale câmpului. Deși aproape la fiecare casă locuită de către cei mai tineri, există tractoare, utilaje, nimeni nu stă liniștit până când pământul este arat și semănat. Vremea capricioasă de primăvară poate oricând da peste cap bunul mers al lucrurilor. Este trecut de mijlocul lui aprilie, iar până în prima jumătate a lunii mai, porumbul trebuie să fie gata de semănat. După o viață petrecută pe șantier, Badea Octavian se bucură de primii ani ai pensiei. Pentru că locuiește singur, face agricultură numai în grădina casei, pentru propriul consum. Ar putea să nu mai muncească. Venitul din pensie este suficient pentru a asigura existența. Dar cum să lase pământul pustiu? Legătura țăranului cu bucata lui de ogor este mai puternică decât orice socoteală financiară. A terminat de curând cu aratul și semânatul. Cartofi, fasole, acum mi-a pus porumb. Metale. Și acum cu ploaia asta o cam încurcat un pic aratul. Dacă dea Dumnezeu, ce să facem? Și ploaia e bună. Nu același lucru se întâmplă în șes. La câteva sute de metri distanță, tractoarele duduie pentru ultimele brazde în pământul umed mi-arat. Numărătoarea înversă în campania de primăvară se apropie de sfârșit.
ziua este din ce în ce mai lungă. Viața în sat se petrece în altă lumină decât până acum. Și sunetele sunt diferite. Tolurile de grauri întors la cuiburi din țările calde sunt peste tot. La fel și berzele. A început vara. Dacă în șesul Someșului porumbul se lucrează mecanizat, iar buruienele sunt nimicite prin erbicidare, în grădinile caselor încă se mai cultivă plante ecologic. Cartoful, ceapa, fasolea sunt săpate manual, iar terenul este fertilizat cu vechiul gunoi de grajdă. În vatra satului încă se mai pot vedea îndelenicirile bătrânilor la muncile câmpului. În ultimii 20 de ani, tractoarele au luat locul vitelor în agricultură, în cele mai multe gospodării. Modernismul câștigă teren, iar tehnologia este peste tot. Nu putem generaliza și în cazul familiei Hodiș. Legătura cu trecutul poate fi întâlnită în toate colțurile așezării. Cu mici diferențe. Aici, rânduiala în gospodărie se petrece ca acum un veac. În familie predomină viața tradițională. Cei doi soți păstrează aceeași rețetă lăsată din bătrân când vine vorba de programul unei zile. În bătătură, procurarea alimentelor tradiționale cer un astfel de mod de viață. Îmi place laptele, ecologic. Nu vreau să renunț la vacă, cam de la asta. Bărbatul meu munge cu două mâini, dar eu munc numai cu una, că este mai curat laptele. Vaca le asigură laptele, iar pentru asta capul familiei cosește nutrețul manual. Astfel, fânul va fi de cea mai bună calitate. Casa mecanică face un praf enorm și nu-l mănâncă animalele, dar pe când casa cu mâna, adică manual, e mai bună. Calul este folosit la transportul furajelor de pe câmp, găină circulă în voie după râme și muște, iar pisicile încep tai fastul în pragul grajdului, înainte de mulsul vaci. La fel ca în poveștile copilăriei. Calitatea vieții în acest fel se pare că este net superioară. Alimentele naturale și mișcarea continuă sunt două lucruri obligatorii pentru o viață sănătoasă. Paradoxal, toate se întâmplă în pas cu tehnologia și viața modernă din vremurile actuale.
La câteva sute de metri, o altă familie pune preț pe binecuvântările date de natură. Marian Hosu și-a construit casa mult visată încă din tinerețe. Iarba proaspăt cosită și fânul uscat au două mirosuri. Nu pierde nicio ocazie când vine vorba de frumusețile satului. Perspectivele lui sunt mai mult decât interesante. Deci plăcerea de a vedea ceva crescând în jurul tău, de a vedea natura, de a trăi natura, asta e. Sunteți un pasionat și un iubitor de natură? Da. Mă simt într-adevăr acasă, singurul loc unde mă simt acasă. Restul, domicilii, da. Singurul loc unde mă simt acasă aici. Aici mă identific cu locul ăsta. Aici m-am născut. Aici cresc, o să îmbătrânesc, o să mor. Vin colegi. Am prieteni buni din copilărie, din tinereță, de pe la Baia Mare, de pe la Oradea. Și mai vin uneori pe aici și aduc aici și zic, mă băieți, haide să vă arăt averea mea. Și le arăt, ia vedeți voi de acolo. Păi uite-mă, de acolo până aici arată, ăsta totul e al meu. Și se uită la mine mirat și se întreabă, ce vrea să spună ăsta? În locul așezării tradiționale, o amenajare plină de verdeață duce privirea trecătorului înspre un colț de rai. Huhurezul simte lăsarea umbrelor și iese din ascunzătoare. Căprioara de sub țeitură își duce iedul la păscut în țifăul din apropiere. Se apropie seara, dar și momentul spectacolului. Sosirea animalelor din câmp în apus pe drumul moinei. Vine ciurda prin umbra hornețului și a centălană. Cositul ierburilor, uscatul fânului, bucuria mirosului de praf pe drum, l-așteptatul vacilor din ciurdă seara, au fost și mai rămân încă ocupații împământenite în vatra satului. Cu aceste imagini au rămas și încă vor mai rămâne o vreme podișenii în memoria colectivă. Ceața groasă a dimineților de vară, un miros binecunoscut anunță ora micului dejun. Se pune ola de mămăligă, cum se zice, în sat. Ia, vezi că nu se leagă.
făina de mălaie și brânza au fost elemente de rezistență în gastronomia satelor de pe Someș. Și acum o să clădești pentru un om în vârstă care muncește foarte mult. Cosește, merge la pădure și întreține casa. Generație după generație, în familia Ungur, caloriile sunt necesare încă de la începutul zilei. Întotdeauna s-a ținut cont de bărbat că el mănâncă și e cosa și e plugul și se duce pe câmp, la muncă. Și femeia rămâne acasă. Și de aia trebuie prima dată la bărbat să-i se pună mâncarea. Alt miros va face poftă de mâncare în marginea de sus a satului. Toți făina și brânza sunt puse la bătaie în mod tradițional, însă după altă rețetă. Se frământă aluat pentru plăcintă. Nu mi-am adus și son. Am luat că mi-e bine culit. Bucătăresele știu cum să gătească din propria experiență. Au învățat încă de mici acest lucru, tot în familie. Și a fost jumătate de priză, așa, încă era așa, tăiată, era așa prinză. După aceea făcea plăcintă. Și a mie, cum, eu nu mereu îmi face în cont. Mamele au fost și vor rămâne eroinele culinare ale fiecărui copil. Așa e datina. În meniul bătrânilor, carnea nu era întotdeauna un aliment de bază. De foarte multe ori lipsea. Nu am mâncat atâtea bunătăți, știți? Nu am mâncat. Poate n-a nici avut așa posibilitatea. A fost cu totul diferit față de cum e acum. Legumele se consumau zilnic, gătite sau crude. Păstrăi vara, șelache, varză, dar fără carne, nu era atâta carne. Desertul, sub formă de prăjitură, a apărut foarte târziu. Eram copil acasă când am făcut prima prăjitură și noi n-aveam sobă cu lere. O cocem de-a ta maică pe lespide. Și bună era. Nu. Și o pe bună. Cu ce o făceați? Popim? Cu ce? Cu amoniac. Traiul primitiv a avut însă și avantajele lui. Toate mâncărurile se consumau proaspete, fără conservanți, necongelate. În mintea omului modern de astăzi, aceste povești sunt de neînchipuit. Dar nu poți frigidere. N-ai avut în ce îl ține. Umil, dacă l-ai tăiat la Paște, cum o să-l mănânci? Că vara e cald, îl lăsai să strica. Dar a fost bine, cu un porn ne-am legădit într-un an. Și cu găini și cu omniel. Supă de cartofi, supă de fasole și aia s-au fost mâncările. Așa era și la nunți. Ospețele din vremea bunicilor se făceau cu tot satul. Invitații petreceau fiecare cu mâncarea dusă de acasă. Tinerii căsătoriți primeau drept cadou de nuntă doar suprafețe de pământ și animale. Banii erau puțini în acele vremuri.
se pornea în viață de pe Râtul Verde sau de la o lingură și o furculiță, cum spuneau bătrânii. Și-o lua femeia o perete de păpuci și a luat niște linguri și furculiță. Nu voi bani nimic. Nu avem, nu, cât a fost, am muncit. Că pentru că n-am avut vorba ce zici. Nu știu ce căcat de câine, n-am avut. Un iugăr de pământ nu doamne bătrână. Și le dădea câte un dulap acolo cu conțol și pământ. Și câte doi ghiboli, oricât puteau. Și așa porneau în viață. Da, da. Nebestele, cum ziceam noi, mereu de acasă, cu horincă și cu farfuria cu prăjitură. Cu șterbă. Și să știi că și eu m-am apucat un pic de vreme de aceea și apoi după aceea s-o lăsat de acel hotice. Dacă să spui că la nunta mea am câștigat 400 de lei. A fost minte după schimbarea banilor. Știți? Și 4 lei să pune la mireasă și 5 lei și așa mai departe. Ce-ați putut cumpăra cu banii? Dar ce să v-am plătit muzica și atât a costat. Dar părinții noștri așa din ou au început și de pe iarbă verde și au făcut căsuțele și tot ce este. Și noi acum moștenim. Am renovat, facem, dar moștenim ce-o făcut de ce-o tras ei într-o viață întreagă. Vremurile noi au schimbat oameni. Obiceiurile de nuntă au început să piardă din culoarea de altă dată. Fastul și diversitatea gastronomică la nunțile din zilele noastre nu mai sunt nici pe departe asemănătoare cu cele de atunci. Astăzi, ceva însă, totuși trezește orecum parfumul și noblețea autentică din satul uitat. Au hotărât să renunțe la o garderobă costisitoare, iar efectul a fost pe măsură. După aproape un veac, pe ulițile satului, localnici au văzut cu ochii lor ce nu mai credeau vreodată. Dispărut definitiv și de multă vreme din viața oamenilor, a apărut ca din senin în sat. Portul popular de pe Valea Someș. Poalele și catrinzele cu decorate cu trandafiri roșii. Sunt cusute manual, după cum puteți vedea. Le-am comandat și cam în 3 săptămâni, o lună, au fost gata. Cureaua. Îmi place cel mai mult. Și costumul se vede foarte frumos. A fost o dorință a mirilor și în ideea de a respecta și a fi alături de ei, am ales să facem ceva un pic mai tradițional. De la casa mirelui, nuntașii au mers după cele două perechi de nași prin grădinile oamenilor, uleasa deschisă la gard și cărare prin porumb. A nivelit la casă
ne nasc și rău. Chiar dacă am venit pe mălai, n-au ne făcut plăcere. N-am dat nicio țâr de tine. N-avem tine pe pantof deloc. Cât că a fi vrut un pic. O generație tânără se pare că se întoarce din mers, din drumul modernismului, în favoarea valorilor de altădată. Portul popular de pe Someș a fost purtat cu toată cinstea cuvenită la unul dintre cele mai importante evenimente din sat, la nuntă. Îmbrăcat tocmai de către nași în cinstea tinerilor căsătoriți. Nu lăsăm nireasa. Așa, nu, nici cum. Nici cum așa. Și am zis, mă, până aici, că venim, nu merem pe drum, venim pe mălai. Ca să nu cumva să te pierzi, cine știe dacă te pierzi. La casa miresei s-a ajuns tot pe jos, de-a lungul satului, în acompaniamentul muzical tradițional acoperit de piuituri. Buimaci, la prima vedere, oamenii au confundat cele două perechi de nași cu muzicanții din zonă veniți să cânte la petrecere. Până acum n-am văzut la noi în sat. Și faptul că vedeți pe drum port popular cum e? Păi, foarte frumos. Vă fă dragi? Sigur. Eu n-am gândit că... Eu când am văzut de acasă, am văzut aici la Delia, în costum, gândesc că poate cineva ce ne cântă. Dar n-am știut că-s de naș. Câteva decenii. În gospodărie trebuia să muncească zi lumină. Copiii erau crescuți și îngrijiți în paralel cu munca pământului. De cum venea primăvara, sapă, copii. Lucrul bine după apă, cu ciubărul. Ascultă de dimineața, am făcut foc. Cu sprânzul l-a făcut gustare deodată. I-am avut și ani de spălat, l-am spălat și-am plecat la sată, la pânt, la ciurut. Trebuie să sameni cânepă, două la Someș, își pune la toptit, hainele se confecționa în casă. Da, pe atunci atorcem, țăsăm, lucram acolo cu cânepă, cu inul. Meream la Someș cu cânepă, o băgam în Someș și o învăleam cu... pietre acolo, ca pe când o scoteam, ca pe încă am un mânir că mă dor picioarele. Da, să le facă pe toate, pentru că nu au fost în timpul războiului și nu ai avut de unde cumpăra nimic, trebuie tăi de mânuri să faci tot. Ați avut bună vreodată la copii? Da, de unde. Dar nu era, că femeia era cu copii, cu mâncarea, cu... Să menea și pe când. Când a fost de 19, am fost cu doi copii. Chiar și pe furiș, bunicile noastre reușeau să doarmă numai câteva ore. Făceam noaptea la război, făceam epideaua de astea până la 1 la 2, că ziua n-aveam vreme. După ce trecea, bobotează, pe numai la război și una și alta, atât să ai. Am fost tânăra și nu mi-a părut greu, știi, nu mi-a părut greu. Și dacă merea în bună dimineața și cosă, și după aceea zi era destins, sau de nu știu ce. Eu mereu cu fetele îl strângem,
puneam în car răzmător ce trebuie, o rangă să fac, să pui parul și pe când vinea el seara, până era făcut. Mamele tinere, din timpurile actuale, ar face cu greu față acestor provocări, dacă vremurile s-ar schimba. Prima denumire a satului a fost Ciumeni. Memoria orală a rostogolit în timp o nenorocire petrecută în evul mediu care se leagă de vechiul nume. Se vorbește cum zona a fost lovită de ciumă. Povestea s-a stins din mintea oamenilor. Puțin mai sunt cei care o pot duce mai departe. Ciumeniu, biserica s-a derive numele, a fost o epidemie de ciumă în jurul anului 1715-1718. 80% din populație, când atunci satul avea în jur de 27 de case. Oamenii mor spunea și de atunci au mărți veste pe aici. Au rămas numele Ciumeni, adică de la ciumă. De la ciumă. Oamenii 80% au murit toți. Actualii locuitori ai Podișului, ciumănașii, cum erau numiți până nu demult, ar fi de fapt urmașii câtorva supraviețuitori ai unei comunități ce a fost decimată de o bolă cumplită. Anii comunismului au adus prosperitate în viața oamenilor, chiar dacă pământul a fost naționalizat. Tinerii s-au angajat în sectoarele industriale socialiste. Cei mai mulți podișeni au lăsat munca pământului pentru profesia de ceferist. Unde ați muncit? La ceferiu. Am fost și revizor de cale, și șef de echipă, și muncitor tăte. Universal am fost eu. Unii nu fost bine, acolo fost și de mine. Eu când am fost mai tână. Cu roba, că am zgură cu roba de la canale, de la locomotive, era atunci. 300 m-am încădrat de una calea pe rază. Cu 3. Majoritatea au muncit făcând naveta. Astăzi, pensia primită după anii munciți, pe ștrec, cum spun ei, le asigură viața la bătrânețe. Pensia am de la cale ferată, am fost la cale ferată, am lucrat. La ce fere? La ce fere, 31 de ani. Și la ce fere, ca ce? Ca meșteriaș de cale, meșteriaș unul de cale. Am fost ceferist, am prins o viață, n-aș vrea să vă mint. Dar oricine v-ar spune, la calea ferată este o viață grea. Ca o ironie a sorții și pământul primit înapoi, după căderea comunismului, este lucrat tot cu acești bani. Hai, domnule! Mai ține se vat și alea se pămâi lucru lângă casă. Câte pământuri mai... Două. Una m-am vândut, m-am scăpat de... Ne-a făcut bine zbugădău. Așa până acasă, te mai lucru, că nu pot sta, că mă băzăiește, dracu. Sunt bani, dacă n-ar fi, ar fi foarte rău. Dacă n-ai avea pensiuța asta, te-aș vedea că cum ar fi. Am tot ce-mi trebuie în grădină și dacă se poate bio. Țăranul român refuza procesul de socializare a agriculturii. Personal am asistat la instalarea noii ordini sociale după principii sovietice. În această perioadă încă nu erau CAP-uri, anii 1952-1954. După cooperativizare, munca în CAP nu a dat rezultate. Producțiile agricole au fost tot mai mici. Socializarea agriculturii s-a dovedit a fi un succes. Am lucrat bogăt. Nimeni. Lasă, până cât am lucrat eu, nu este om pe pământ. Tu chiar mai lasă, nu mai dă patru.
Pe vremea colectivului ține cont. Da, de la Dăbuțeni și până la Jibou, dealul acela atât am adus cu i-am adus la faina până la... După câte două, trei luni de pușcărie, cine... împotrivit. Păi eu dus în temniță. Păi și-au făcut trei luni de temniță. Pentru ce? Până ce, când s-au făcut colectivul, ei s-au trândit înaintea tractorului, că nu vreau să lasă să are colectivul acolo. Acolo, sub coste. Da, da. Da. Ne-am închezat. Și-au zis Bietu Vasile, încă mie mi-a povestit, n-am povestit la nimeni cât am întâmpinat, zice, că nu vreau să povestesc, nu vreau să-mi amintesc cât de... Cât am pățit noi acolo și cum am fost băjocoriți. O venit genial că este colectiv. Trebuie să lucri pe la colectiv până ai bolunze. Lucram și la teatru și mai ieri. Cu cât mai luam și completam și cu cât îmi dădea, aveam și atunci a fost și trăia. Cu cât mai dădea, cu cât mai luam. Da, ba nu, dar pe cum, dar n-ar nu putea trăi. Ai avut atâta cât ai furat. Cu cât putem duce în spate. Pentru noi e suficient, la două persoane e suficientă vardă, țelină, ce avem fructe, loc am mâncat, că eu îl pun de vreme. Cei plecați la oraș în timpul comunismului s-au întors după ani de serviciu înapoi la casele părintești. Nici unul nu vede cu ochi buni viitorul satului lor de Baștină. În Podiș, eu zic că este un sat destul de îmbătrânit. De ce să faci dacă s-a dus și alții au murit? Este tăcât e unul la o casă. Nu umblă mai nimeni, nu știu, că așa s-a împuținat lumea. Am fost 10 copii dintr-un an. Și acum nu este niciunul. Ceasuri între stau și nu trece nimeni pe drum. Nimeni nu trece pe drum. Un păcat, mare păcat. Rămâne satul gol. Pesimismul prinde teren, iar satul îmbătrânește mai repede decât și-ar fi putut imagina. Este o stare de spirit și de fapt care puțin câte puțin apasă încet gândurile oamenilor. Pentru cei ieșiți la pensie, după o viață trăită la oraș, satul a devenit un refugiu. Liniștea și aerul curat sunt binevenite. O proprietate la țară este bine luată la socoteală de către orășenii cu o bârșie în sat, chiar și sezonier. Vara la țară și iarna la oraș. Grădina mea e fără bruieni. Tot timpul sunt grădină. N-am altceva. Și am avut 15 pui, acum nu mai am numai 8. Perticul de pământ și casa părinților au fost și vor rămâne un loc de siguranță pentru eventualele vremuri de regres economic sau criză financiară. Trecerea bruscă din comunism la democrație a iscat și un fel de conflict între generații. Tinerii sunt mai greu de înțeles decât de cei vârstnici. Eu, cine n-ar lucra, nu le-aș da nimic. Uite, nimic! Păi bine, într-o formă și rână, în alta. Avem prea puțin tineri gospodari. Nu trebuie să ne ferim, înțelegi? Sau să ne ascundem după deși. Tu te vezi cum e țigara în gură, cafeaua și berea. Lasă că ați fost tânăr, n-ați fost așa cum sunt tinerii din ziua de azi. Eu am îndohănit. Ce am îndohănit? Eu l-am lăsat. Am băut și noi acolo de tendrul, dar era un fel de orin, că era la... într-o duminică la 10 feciori. Nu camu. Bă, să cosă, să fac dantelă. De toate, de toate am învățat.
Deci am fost singură la ei, la părinți. N-am fost scutită de muncă. Mentalitatea occidentală a dat peste cap rânduielile după care a fost construită lumea înainte. Valorile de astăzi nu mai sunt ca și cele de până mai ieri. Nu a zis copilul la măsa și a dat-o, mă, tată, tu, mamă, cum ziceam. A fost o barieră între copii și părinți. Părintele a fost superior la copil. N-avea voie să întoarcă vorba. Când i-a întors vorba, este tot vârstile. Acum, zice că dacă lovește un copil, te bagă în temniță. De pe ce să fac eu dacă nu mă ascult? Lasă să facă ce-a vrea. Hai să rup tu, ha! Hai la mama, ha! Hai! Ciuru, ciuru, hai, hai! Mergând prin sat, poți vedea cum părerile oamenilor sunt asemănătoare când vine vorba despre viață și politică. În peisajul celor mai vârstnici plutesc aici colo nostalgiile și frustrările. O fost vremea lui Ceaușescu, dar o altă lume. O purta frică de cineva, dar mă, nu poate să frică de nimeni. Absolut de nimeni. Care vreau, fac ce vreau. Nu, cum mergem la ora actuală, nu e bine. Și sistemele s-au făcut praf atât în domeniul învățământului, a sănătății. Nimic nu se mai face în țara asta decât să fim cinstiți fără nicio jenă, decât să o furați și să o prădați atât. Am crezut că ar fi bine. Nici nu pot zice că e rău, dar nu-i ce-am gândit. O vom mai bine atunci într-un fel, am uitat că e bine că poți vorbi, dar poți vorbi ca și după un bol de gol, că nu te ascultă. Nu te ascultă nimeni. Populația după 1989 a fost reîmproprietărită, dar oamenii au îmbătrânit, nu au car, nu au animale de joc, nu au bani pentru înzestrare și tehnologizare, viața lor a devenit grea. Tineretul a emigrat și uite așa, în satul meu a apărut speranța fără de speranță și deznădejdea în oameni. Dacă pe fiecare uliță cel puțin o casă este în paragină sau de vânzare, noile arhitecturi prin care se construiește în prezent țin într-adevăr de revenirea la viață a satului. Putem spune, fără pretenții mari, că vedem un nou început. Conductoarele sunt pe jos, bine că nu au ajuns aici la casă. Multiplele vijelii cu căderi de grindină au picinuit de-a lungul timpului multe necazuri. Deocamdată ce vedem aici sunt doi stâlpi de 110 metalici care zrupți, scăzut la pământ. Câte intrări sunt în sat? 3. Și toate sunt blocate? Da. Toate trei intrările și nu putem ajunge acasă. Suntem izolați în mașină. Recenta vijelie din 2016, la care am fost martori, a smuls pomii din rădăcină și a variat grav rețele de medie și înaltă tensiune din zona noastră a Polișenilor.
practic, forța și modul în care au fost răsuciți stâlpii metalici au condus la o singură explicație. Apariția unui fenomen meteorologic nou. Tornada. Dacă ăsta era primul, ne-am iarăia cotețele. Așa ceva nu mi-am imaginat. Un foc a văzut vecinul, nu mai știe ce să faci. Femeia niciodată, eu sunt de 45 de ani venit aici, în podiș, o singură dată s-o mai rup copacii. Dar stâlpii de înaltă și de astea nu. Înaltă tensiune. Eu am 67 de ani, dar așa vezi că nu a fost de când îți eu. În urma dezastrului, anumite legume au scăpat de măcelul grindinei, cele din ferma lui Alexandru Hodiș. Pe vechea parcelă de teren, moștenită de la părinți, în locul porumbului au crescut mii de plante, adăpostite de intemperii de folia solarilor. Vedem în podiș o agricultură nouă, de performanță. Am plantat și varză, am plantat și vinete, am plantat și ceapă, am plantat și morcov. Și avem solicitări, facem marfă de bună calitate. Comerciant de o viață și cu statura blondă, pentru priceperea sa în afaceri, a fost poreclit în sat Neamțu. Probabil de la mintea ageră a fost asemuit cu poporul german. Nu este singura poreclă din sat. Aproape la fiecare așezare, în funcție de situație, de lângă numele oficial, familia se pomenea și cociufuleală. Tata a fost Victorul Le Grigore Atome. Deci acela numărul ăsta. La socrul meu ziceau Corigău. Deci la soțul i-a rămas numele în continuare. Copiii la Anos, copil la Marius, cât a fost pe aici, îi ziceau așa. La Chifor Iosif, din familia Chiforeșilor, i-o zic Ciuru. Ciuroaie. Ce uite gândi? Maria Poștașului. Dar de ce vă spune ea Poștașului? A fost poștașul meu, știi? Pipe. Pipa de pe înață, pipa de pe deal, așa zice. Pe mine nu mă ciuflași nici cum. Dincolo de simțul umorului, prezent la tot pasul, podișenii nu au rămas niciodată indiferenți la suferințele semenilor. Necazurile au unit și mai tare sătenii. În curtea familiei Mureșan, oamenii s-au adunat să plângă împreună o tragedie. Într-un sat din ce în ce mai pustiu, o mamă își plânge fiica, plecată mult prea devreme la ceruri. Preoții rostesc rugăciune slujbei de mormântare, iar la final, mama reposată îi adună copiii lângă sicriu, toți vor primi colaci pentru odihna sufletului răposatei.
Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit lor zicând: „Tatu, mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile.” Clopotele bisericii bat ajale. Culminează odată cu lăsarea sitriului în groapă. Trecerea omului în lumea cealaltă a fost și rămâne cel mai important lucru în percepția localnicilor. Gândurile celor vii vor rămâne pentru tot restul vieții lor legate de sufletele și amintirile celor morți. Stropi-mă pe puisov și mă vei curăți, spăla-mă de și mai vârf, spăla-mă mai până la a doua venire a Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecii. Familia va pregăti primul moment de comemorare religioasă pentru sufletul fiicei peste 6 săptămâni. Rugăciunile sunt foarte importante în credința creștină pentru sufletul morților. Până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos, Divinitatea este rugată să așeze aceste suflete în locul odin, fără întristare. Toată familia se adună în jurul colacului de grâu și a sticlei cu vin. Corespondența simbolistică este legată de trupul și sângele Domnului. Aleluia! La fel se întâmplă și în cultul creștin greco-catolic. În familia Butuza este pomenit în rugăciuni Liviu, tată și bunic, decedat acum 16 ani. Cu acest prilej nu vor fi uitați nici ceilalți morți din familie. Sufletul lor, la ieșirea din biserică, toți cei prezenți la slujbă primesc amintiri simbolice, după care sunt invitați la pomană, o masă în amintirea celor care au fost. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă păcatele, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează aceste bunătăți pe care le-am primit din providența Ta divină și fără parte de viața cea veșnică. Sfântul Dumnezeu mutat de la noi, că sfântești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De ziua crucii se bat nucii, spune vorba din popor. Așa și este.
nucile sunt gata de cules. Prea puțin desprinse de coajă, trebuie bătute repede și tare, cu o jordă uscată și lungă din alun. Dacă nu, vor fi culese încet și sigur de către veverițe. Cum sunt la mare căutare pentru strâmburul gustos, Vasile Strugurel lovește fiecare crenguță din pop. Este amator de cozonaci cu nucă, bineînțeles. Trebuie să mânci cozonac, trebuie cu greutăți, nu poți numai așa să... Exact, trebuie să-l bați bine, că altfel nu face. Totdeauna trebuie bătut, că la anul ca să poată face, că altfel nu face. Dreaptă vorba? Dreaptă. Sâmburile va fi bun pentru prăjitură, de la iarnă. Până atunci, nucile vor sta la uscat, întinse în poducat. În preajma acestei zile mai este o sărbătoare dispărută din păcate în Podiș, începutul școlii. Aneta Popa a fost dascălă în sat o viață întreagă. Amintirile anilor de școală cu sălile de clasă pline de elevi îi aduc emoții în glas și regrete în suflet. Am avut elevi mulți, la început au fost numai 16, apoi începând din fiecare an tot s-au mulțit. Peste aproape 20 de ani am avut copii, peste 25 de elevi. Ultimul sunet de clopoțel în școala de sat a fost auzit acum 10 ani. Și nu mă bucur deloc ce rămâne în urmă și nu știu viitor ce va fi, poate că mâine, poi mâine, nici nu mai fi. Dacă copiii nu sunt, să zic, viitorul satului să mai fie vreo 20 de ani, nu știu. Soarele înclină spre apus tot mai repede. Ziua este din ce în ce mai scurtă, graba din ce în ce mai mare. Începe adunatul recoltelor. Primul pe listă este porumbul. Trebuie cules de vreme bună, când pănușa este uscată și popul fără umezeală. Nuțul este de serviciu zi lumină. Pe tarlalele din șez și din deal, culege mecanizat cu propria combină. Adus acasă, va da o mână de ajutor și vecinilor. Spre deosebire de majoritatea tinerilor din sat, nuțul nu s-a gândit nicio clipă să plece la muncă în străinătate. Muncește pământul și se ocupă de propria fermă de bivoli, singurii care au mai rămas în sat. Am 10 ghiboli mari și 10 pui. Deci 20 de ghiboli. 20. Da. Cât s-a dat subvenție, eu mai țin. Când nu s-a dat subvenția, m-a fi. În familia Neghina,
toți membrii familiei muncesc cot la cot în agricultură și creșterea animalelor. Mirosul strugurilor copți atrage atenția în via din deal. A fost un an bun pentru strugurea noastră. Nu prea bun. Nu prea bun, era bun, dar au bătut gheața. În fiecare toamnă, tocat smărunt, încep să bătească în sucul dulce înainte de stoarcere. Deși nu sunt din soiul select dedicat vinului, strugurii negri, indigeni, dau un mus de mare calitate. Oi, oi, ce dulce-i! După fermentare, în perioada dinaintea sărbătorilor de iarnă, vinul de casă va fi separat de drojdie și păstrat în vase de sticlă. Alte îndeleniciri nu prea sunt în sezonul de toamnă. Toată lumea aleargă să pună recoltele la dăpost. O recoltă mai aparte poate fi întâlnită și gustată în curtea familiei Gabor. Meșteșugul este dedicat femeilor și cere multă răbdare, cu îndemânare la oaltă. Alesul semințelor din bostanii porceți. Așa sunt numiți aici pepenii furajeri. Ia șani. Apoi pui la aleță sau uște sau o sobă deasupra. Da, kilogram. Așa poate că udă. Așa udă ar fi un kilogram poate că da, alveli. Păi când se uscă, doar să mânțai ușoară. Semințele sunt foarte valoroase și la mare căutare. Au sosit ploile și frigul de toamnă, iar oamenii încet, încet se adună în case după lunile de alergat pe ogoare. Un singur om nu are parte de această rânduială. Indiferent de anotimp, este prezent la datorie, non-stop. Munca lui este foarte importantă. Asigură în timp util legătura cu lumea. Este podarul. Așa este numit în nomenclatorul meserilor locale, chiar dacă nu mai există podul plutitor. Cu priceperea sa conduce între cele două maluri ale Someșului luntrea din tablă. Dar nu este o luntre oarecare. Băsescu, cum este poreclit de către clienți, i-a testat performanțele. Barca asta e mare. Am trecut pe preotul Florin cu 30 de oi, cu 30 de miei. Treceți da. Și animale? Da, urci! Am trecut ștrafuri. Prinde și câteva zile libere, dar numai când apa îngheață. Și barca nu mai poate înainta. De-a lungul anilor, când apele cresc, în priceperea lui stă viața celor ce se încumită să treacă Someșul. Păi de acord, că avem marinar bun, trebuie să-l punem lucruri Băsescu. Este postul Crăciunului, iar până la sărbătoarea nașterii Mântuitorului mai sunt câteva săptămâni. O altă sărbătoare poate fi întâlnită în fiecare casă în această perioadă. Ai uniță. Reuniunea familiei în jurul porcului de Crăciun.
familia Bălan, copiii și nepoții vin în fiecare an să-și taie porcul crescut încă de anul trecut de către părinți. Domnule, 230-50 de kilo avutune, ca și care le-a luat dumneata de la rabă. În secolul comerțului capitalist ar fi mai repede, dar și mai ușor să cumpere produsele din supermarket. Aleg de fiecare dată să petreacă în jurul porcului, cu un pahar de țuică, macră pusă la frig, usturoi și mămăligă caldă. Obiceiul a învins confortul de această dată. Asta sunt două. Am eu și aici, am eu și Cosmin, după aceea e Costu. Și patru rânduri? Și două. Da. Ce no, unde mele? Ha. No, hai, bă, hai, mă, ia, bă, aglomerația și zgomotul fac parte din farme cu întâlniri, de veselie, ce să mai vorbim. E un spățul porcului? Da, astăzi am băut, hai că e voit. N-am mâncat nimic în țara ciumenului. Întreba pe ciumenii, m-a coprit. O adevărată poezie a satului. Momentul familiei Bălan a coincis cu cel al familiei Demian, cu care sunt vecini gard în gard. Cum porcii au crescut mari și au peste omaje, cum este numită suza de kilograme, este nevoie de ajutor până este sacrificat. Tradiția a prins rădăcini puternice în toate generațiile familiei. Sărbătorile de iarnă nici nu ar mai fi la fel fără tăiatul porcului, cu slănină, la saramură și cârnați în afumătoare. Nu e, nu? N-ai luat. Nu, dau ala. Un obicei nou, dar și rar. Bântuie prin sat odată la 4 ani. Podișenii dau piept cu momentul fierbinte al democrației. Votul. În acest an, 2016, își aleg viitorul parlament. Nu sunt la prima alegere și tocmai de aceea optimismul le este moderat. Desperat încă mai speră. Cum să nu vin la vot? Asta e un drept a fiecărui cetățean, nu? De alocația după copii, eu n-am luat-o. Am votat pentru schimbare, dar nu știu dacă s-a face schimbare. Ați pus ștampila unde trebuie? Pus. Credeți că va fi o schimbare? Nu. Eu așa gândesc, dar de aici, dar n-aș fi nică. Uite-te acolo. Dar de ce să nu? De ce nu serios, niciunul. Numai până să capete la Ciolan și pe când s-a capete la Ciolan, de acolo uite de noi. Păi și ați votat și neserios cu vas? Da, pe tăți sunt neserios, că niciunul nu de... Că nu sunt pentru popor, niciunul. Pentru să vedem, să schimbăm, să schimbe omătul, să crească iarba. În pragul sărbătorilor, sătenii își aduc aminte de iarna din 1989. Atunci, bucuria a fost mare, însă nu pentru toți. Tinerii au fost în extaz la aflarea veștii că țara a scăpat de comunism și dictatură. În naivitatea lor, au plecat la București să apere Revoluția. La apelul televiziunii române, o parte dintre ei au plătit prețul suprem. Este și cazul lui Sergiu Butuza, ai cărui bunici s-au născut și au trăit în satul Podiș. A fost singurul erou martir al Revoluției de pe Valea Someșului. Din păcate, toți cei dragi ai lui spun astăzi, după zeci de ani, că sacrificiul lui nu a schimbat nimic în țară. A murit degeaba. Ultimul cuvânt al lui a fost
Mă duc și dacă viu mor de acolo, mă duc. N-o meritat. N-o meritat. Că nu s-a schimbat absolut nimic. Nimic, nimic nu s-a schimbat. A sosit și seara de ajun. Liniștea a coborât odată cu lăsarea întunericului. Ecou, colindătorul dată-dată se aude tot mai slab. În familia profesorului Ioan Pop, sărbătoarea este dublă. Bucuria este pe măsură. În jurul pomului de Crăciun au sosit copiii tocmai din București, cu cele două nepoțele. Haide la noi, că avem prestuță. Haide la noi, că avem prestuță. Și știi să colindăm. Bunica le arată cum se colinda mai de mult cu prestuțile prin sat. Cât timp trăiesc eu și îmi rândește Dumnezeu zile, eu o să le insuflu dragostea pentru colinde. Și ele sunt receptive, nepoțelele mele sunt receptive. Și așa sunt, cred că, toți nepoții bunicilor pe care îi știu. Masa este plină, casa la fel. Sărbătoare multă! Hai, cură doi! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Domn Ferincere! Deși obiceiul a mărit în timp, bucuria sărbătorilor în familie a rămas aceea. Începem cu colinda tradițională, care este ce vedere minunată! Ce vedere minunată lângă viflaim se-arată, cerul strălucea, îngerul venea, dispărea. Viitorii colindători au învățat deja de la bunicii lor cum să ducă tradiția mai departe în spiritul Crăciunului. Să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut pruncul sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Vestea nașterii Mântuitorului aduce bucurie în fiecare casă din sat. Credința creștinească a fost și va rămâne în sufletele oamenilor de-a lungul veacurilor. Cele din urmă, eu totuși văd satul meu profund și cred în existența lui durabilă. În sufletul meu se lășluiește o umbră de zâmbet ștearsă, dar totuși marcată de un oarecare optimism. Satul meu va fi totdeauna satul meu.